Scriviti l'elemento, lei è un simile. Mulțime de mare, egal cu toții și din ea. Scrieți elementele mulțimilor. Mulțimea de, de mare este egală cu acei toții și din ea, cu proprietatea X este ultima cifră ultima cifră a lui N la a doua. Așa scrie, este ultima cifră. Este ultima cifră a lui N pătrat. Unde N mic aparține lui N mare. A lui N la a doua. Pentru N la a doua. Da. Asta e. Trebuie să înțeleg bine ce vrea să spună. Poți mai repetit, da? Să mai zic o dată, da? Scrieți elementele mulțimii de egal cu toți acei x din n, cu proprietatea x este ultima cifră a lui n pătrat. Unde n aparține mulțimii de termen natural. Deci n aparține mulțimii de termen natural și x trebuie să aflăm ultima cifră. X este ultima cifră pentru n la a doua. Da. Dacă x e ultima cifră, poate să fie foarte multe cifre. Da, asta mă ușor. Adică și n poate să fie... Fiind ultima cifră, poate să fie foarte multe cifre. Adică... Ba nu! Stați puțin! Pe ultima cifră... X poate să fie 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Ca cifră, dar e ultima cifră. Așa, dar ar mai mult sens. Păi, dar fiți atent la ultima cifră. Deci poate să fie cel mult 10 cifre. Exact, la fel urmă. Acum, din astea s-ar putea să nu fie toate. Exact. Trebuie să le vedem. Cu altă cuvinte, pătratele perfecte, în ce se termină? Pătratele perfecte în 2. 4, 6... 2 la 2, 3 la... deci 4, 9. Luați-o 3 cu 0. 0, 4, 6... Dar 1, poate a 6? Nu, de unde 6? Nu poate fi 81 nu este? Dar de unde 6? La 2. De unde 6? 81 nu e 9 la 2? Ba da, 3 e 6. Nu e 6 la 2? Ba da. Da, e 6 la sfârșit. Ia să vedem. Ce nu poate să fie sigur din astea? 3. 2, 3, 7 și 8. Doar mai am făcut asta. Sigur că da. 2, 3, 7 și 8 cu siguranță. Pentru restul analizăm. Șanse au. Corect. Cifrele. 0. 1. 2. Păi tocmai ce am zis, 2, 3, 1. 4, 4, 5, 6, 0, 1, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Atât. Și le-am realizat. Sau unde îi lăsăm pe ăsta? Atât. Adică ne-am găsit pe cele care nu pot fi. Și acum trebuie să găsim pe N. De ce trebuie să găsim pe N? Adică N... N pare să fie orice număr care se termină în această cifră. Știi, ei la sfârșit n-au dat pe 1. În rest, le dă tuturor. N-au dat pe 1? Păi n-au găsit și 1. Sigur că n-au dat. Da. Deci există. Există, dar nu am 81. Și avem 121. Exact, exact. Toate cele care se termină 1, ridicat la pătrat, sunt... Cum să nu? Este și 1, o greșită ăștia, la sfârșit. Da, o scăpare acolo, dar am mai nimeni. Și asta e final. Atât, nu le demonstrăm, nu facem nimic. Ai înțeles copii? Da. Deci voi știți, pătrat perfect cum poate să fie un număr care are ultima cifră, sigur. Care are ultima cifră? 2, 3, 6, 7, 8. Și asta a spus. Exact. Deci asta s-a spus. Deci scrieți-mi cuvinte. E pătrat, deci... Sau chiar în cuvinte. Așa. Pătratele perfecte nu se termină în cifrele. Pătratele perfecte nu se termină, și cu unul subliniat, nu se termină în cifrele. Pătratele perfecte nu se termină în cifrele. 2, 3, 2, 3, ziceți voi pătrat că am uitat. 2, 3, 7, 8 și 8. Asta e. 2, 3, 7 și 8.
De fapt, când vrem să arătați că un număr nu este pătrat perfect, atenție, când vrem să arătăm că un număr... Da. Când vrem să arătăm că un număr nu este pătrat perfect, da? Când vrem să arătăm că un număr nu este pătrat perfect, vom încerca să... Nu este pătrat perfect. Sunt multe chestii de acestea. Vrem să arătăm că un număr nu este pătrat perfect. Vom încerca să dovedim că ultima cifră este... Ultima cifră este... Cine credeți? 2, 3, 7 și 8. Da? Deci, avem una din tehnici pentru care, pe care o să o folosim. Vom încerca să dovedim că ultima cifră este una dintre acestea. Este 2, 3, 7 și 8. Deci, în multe ieșiții, când se spune să se arate că nu poate să fie pătrat perfect, asta avem noi trebuie să facem. Cardinalul l-ați învățat? Da. A vorbit asta. Da, știu. Cardinalul unui mulțim înseamnă două elementuri de mulțime. Mai lucrăm tot aici la mulțim? Tema nu mai e, clar. De deci, ca să le exersem un pic. Este la cardinal, da? A fost cardinalul mulțimilor. B mare egal cu toții și din N stelat. B mare egal cu toții și din N stelat. Ce înseamnă din N stelat? Adică de ce din zero. Deci toții și din N stelat cu proprietatea X mai mic egal decât 1957. 1957. Tot zic și din este la mai mic decât 1957. Mi se cere cardinalul. Da, la 1. Atunci cardinalul din... Cardinalul este 1954. Din B? 1956. Așteptați 2 secunde. 1957. Mai mic sau egal. Da. De la 1 la 1957 plus 1 care poate fi. 1957. Da. Ia să vedem. A, că este la... Nu? Da. Da. Așa. 1957. Da. 57 sau 56? 57 plus 57. Mai mic sau egal? Da. Adică dacă ar fi până la 3, hai să luăm așa cum este mai interesant. Dacă X ar fi mai mic egal decât 3, nu o să fie dat asta autorul. Cât, care ar fi fost acele elemente? 3. Care? 1, 2 și 3. Vedeți? 1, 2 și 3. Atunci, deci, să-l pune și pe 1957. Păi da, și acolo sunt 1957. Păi tocmai, tocmai. Am dat pe modelul ăsta, când ați mai mic egal decât 3, că înseamnă 1, 2 și 3. Sunt numărate, practic, la 1 până la numărul respectiv. Deci cardinalul lui B egal cu... Să nu credeți în casă, 1957. Că scădeți cu 0, pentru că 0 deja era în plus. Dacă ar fost strict mai mic... Cât era? Strict mai mic... Era 1956. Așa, cu convingere. 56, mai hotărât. 56, pentru că... Nu era luat și în 1957, da? Deci, fără 1957. Determinați elementele mulțimilor. A mare egal cu toții și din N. A mare egal cu mulțimea tuturor X-ilor din N. Da. Cu proprietatea 8 la X. 8 la puterea X. Plus 8 la X plus 1. Este pătrat perfect. Da? Pătrat perfect. Cu tot. Pe care nu? Da. Pătrat, perfect. Așa. Da, o scoate două în faptul. De ce nu pe 8X? Pe 8 la X, poate, nu? 8 la X. Atenție. Pentru că 8X... 8 la X. Deci, relucăm expresia aceea, da? Deci, luăm de parte și zic... 8 la X plus 1. La X plus 8 la X plus 1. O să rezulte 8 la X plus 8 la X ori 8. Ori 8 e bine? Sunteți atenți? Da. Da? Sunteți de acord? 8 la X ori 8. Și o să îl dăm pe 8 la X în factor comun. Și egal cu 8 la X. Pe lângă 1 plus 8. 1 plus 8. Și egal cu... O să fie egal cu 8X ori la X. 8 la X ori 9. Ori 9. Bun. Și acum, ce X să pun acolo ca să fie pătrat perfect? Păi,
o păi, tu trebuie să fie pătrate perfecte. Care mai mari decât 70, dar în număr trebuie să fie mai mari decât 70. De ce mai mari ca 70? Pentru că dacă nu sunt 8 ori 9, 70 de dar... Da, 8 ori 9 este pătrat perfect? Nu este. Pătrat perfect ar fi fost 9 ori 9, care... No, no, nu, n-am cum, n-am cum. Poți să fac 8 la 2. Cât? 64. Plus 9? 6. Ori 9. A, ori 9, corect. Cu 4 ori 9, 36. Știi când e dacă el e pătrat perfect, nu? Păi e, cu 36. Bun. Deci, trebuie să facem mulțirea și până să vedem cine ori cine, nu așa? Nu, dar nu. Cum? Adică, nu... Ia fi Ștefan și tu. Nu, vreau zic 64 nu. 64 nu? Face un număr, are importanță. Dar numărul acela care îmi dă, că mă trebuie să mă gândesc cine este altul care la a doua să facă așa ceva. Și stați cu 76, adică trebuie să fie... Nu, nu știu. Deci e problemă. Nu, vreau zic, mai trebuie să fie o înmulțire de doi termeni egali, nu? Adică 9, 9, 10, 10, 11, 11. Așa, asta înseamnă pătrat perfect. Da. Da. Ceva la a doua. Da. Înmulțim prin el însuși. Noi trebuie să organizăm acolo că să fie ceva la a doua. Asta e. Nu, atunci suntem siguri că e un pătrat perfect. Deci un număr care să fie pătrat perfect, trebuie să-l prindem la un moment dat, să fie ceva la pătrat. Aici, aici trebuie să avem convingerea cu puterea asta. Și atunci ce X este. Ideea asta că să mulțim și până să ne întrebăm dacă e pătrat perfect să găsim pe cel care l-a luat, mi se pare mult de bună. 576 este la 26 este, nu? Este cât ai zis? 25 la 2. Nu 26, 25 așa. Era... 576 e mai mic, e 24. Da. 24, da. Da, da, cum? Întreabă. Cum faci? Nu total, știți, pe o parte pătrate perfecte până la un loc, dar de acolo înainte și ce va fi o complicată chestie. Hai să vedem. Deci obiectivul este să fie ceva la a doua. Hai. Deci acolo în paranteza aceea. Putem să descompunem numărul cu 3 la a doua, aha, pe 9. Pe 9 se spune că 3 la a doua. Hai să facem asta. Deci 8 la x, cu 3 la a doua. 8 la x. Acum ce să mai fac ca să fie totul la a doua? Și ca să putem să transformăm pe 8, 8 ar fi 2 la 3, nu? Nu. 8 e 2 la 3. Da. Aș fi la numărul care să vorbim. Cum să fac? Și fac totul la a doua, asta mă frământă foarte tare. Numărul care să fac 8, să fac 8, 2 la x, ori 2 la x, nu, 4 la x, ori 4 la x. 4 la x ori 4, pe 8 la x. Să-l fac. 4 la x ori 2 la x. 4 la x ori? 4 la x ori 2 la x. Hai să vedem la bine. Mergem mai departe. Stop, 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 stop. Este un moment în care vreau să văd dacă e corect sau nu. Nu, profesor, păi ar fi fost acolo. E corect ce a zis, Davide? Asta mă trebuie. Nu, pentru că ceea ce ești chestie. E corect, e corect. Dar asta vreau să zic, dar e corect. E corect, e corect ce am scris. Pentru că am aplicat proprietatea aceea. A ori B totul la X egal cu A la X ori B la X. Adică un produs la o putere sau adică... Da, e corect. Asta vreau să fiți convins că am făcut, a făcut bine, că 8 ori celălalt sunt 4 ori 2. Deci este corect. Acolo, acolo dacă vreți să fie totul la a doua, ar fi fost 2 la a doua totul la X, adică 2 la 2 X. Da. Și ar fi fost 2 la 2x ori 2 la 2x și ar fi fost același lucru. 2 la 2x ori 2 la x? 2 la 2x ori 2 la x. Deci, cu ăsta ne limpezim foarte repede. Că pe, pentru că mâna noastră, deci e cam mai departe. 2 la x ori 4 la x ori 3 la 2, da? Da, mi se pare că e același lucru. Păi e același lucru, da. 8 la x ori 3 la 2. Da, numai că... Adică nu cred că mă ajută. Asta e altceva. Nu-i ajută. Nu, nu ajută. Dar să continuăm. Aici, aici am putea face mișcarea. Da, 2 la 2, 3 la 2. 2 la? A doua. Așa. 3 la a doua. 2 la a doua, 2 la a x. Ori 3 la a doua. Hai să mergem. Deci vine 2 la x, lasă mai spate. 2 la x ori?
Ori 2 la a doua tot la x. 2 la a doua tot la x. Ori 3 la a doua. Hai că e cam mai debat, măcar hai să mă descurc. O să fie 2 la x. 2 la x. 2 la 2x. Ori 3 la... Ia, ia vezi. Deci 2 la 2x. X ori 3 la 2. Da. Și acolo o să fie 2x. 2 la x. 2 la x. Ori îl dăm pe... 2 la x totul la 2. Eu puteți schimba aici. Da, da, da. Deci 2 la x ăsta îl lasă aici. Nu știe. 2 la x ori... 2 la x totul la 2. Ori 3 la 2. Da, bine. E bine? Cum se recopă de la o altă putere? E același lucru. Este același lucru. Da, mai nu avem pe 2x, acolo să fie, adică... Stai, o lăsăm deoparte, hai să ne concentrăm. Asta mai poate fi scris ceva la a doua, poate fi aranjat? Da. Că fiecare e la a doua. Și fiind fiecare la a doua, poți să bag în paranteză tot la a doua. Da, poți să bag punctul ăla, adică 2 la x. Deci egal mai departe cu 2 la x. 2 la x, ori 3, tot la a doua. Ce fericit sunt că totuși am pus o bucată din el la a doua. Ceva am pus. Da? Sunt foarte fericit. Da. Ce facem cu ăsta? Ce facem cu ăsta? Cât să fie x ca să fie și el fericit? Cât? Tot. Doi vădate, da? Altă valoare. Mai poți să-i mai dai? Da. Cât? 4. 6. 1 nu poți să-i dai. Nu mai pară. Deci, 2, 4, 6, 8, 0. 0. Da, 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 și 0, că face 1. Da. Deci atât pe x de formă care? 4k? Nu 4k. 4k. 2k. Da, da. Multiplu de 2. Da? 0, 2, 4, 6, tot în numele pare. Da. Da? Deci de aici rezultă egal pătrat perfect. Dacă și nu mai da. Uitați-vă cum scrie domnul profesor. Da, va fi pătrat perfect. Mi se pare că la același nivel. Da, da. Așa la ce. Pătrat perfect. Dacă și nu mai dacă, 2 la x egal pătrat perfect. Da. Da? Dacă și nu mai dacă. Ăsta mă împurcă. Corect, că l-am pus în față. Asta e liniștit de acolo. Asta e liniștit de acolo. Și atunci și poate x aparține mulțimii 0. X egal de forma 2. 0. 0, hai să știți, x aparține mulțimii de valoare 0, 2, 4, 6, 8, 4, da? Și mai departe. Toate numele pare. De fapt, aici ar fi să zic că x egal cu 2k. Da, bine, este corect? Da. 2k cu k, număr natural. Hai să vedem încă o dată. Cum anume am gândit? Deci, autorul mi-a spus așa. Găsesc tu voi pe ei toți și naturali. Ca să se întâmple chestia asta, mai răspundem. Ne-am găsit. Știi care sunt? Uite, ăștia sunt. X egal cu 2K, sau cum faci? Egal cu mulțimea 2K cu virgulă K din N. Da? Chiar N, nu din astea, la că și îl puteți și pe 0. Deci X și sunt de forma 2K cu K parcurs. Adică 2K parcă le pare, copii, da? Da, că mulțimea între lor pare. Da. I-am răspuns lui, dar ca să ajungem acolo, am început un studiu. Da? Să vedem un studiu. Ce am zis noi așa? Măi, ce să facem? Hai să prelucrăm. Hai să prelucrăm. Hai să scoatem 8 la X în factor. Și aici ne-am potmolit foarte tare. Eu deci, pe 2 puteam să-l dea repede. Cu 8 la 2, 3 la 2, puteam să scrie ca 8 ori 3 totul la a doua. Exact. Asta vreau să vă zic. Eu puteam să-l dați... Că din capul de aici ne-am dus, n-am... Dar eu mă duc pe mâna voastră până când ieșesc să pot mă. Și important să facem corect. Deci, cât era de ușor să vedeți că X-ul trebuie să fie pe forma 2K? Exact. Pentru că 3 la... Deci egal așa trebuia spui. 8 la X, ori 3 la 2. Așa am și scris, uite, tot la X, tot la a doua. Exact. Da, și de acolo... Și de aici am stricat, ne-am depărtat, negheșiți, am fugit în stânga, în dreapta. Dar aici, ca să fie X-ul în 2K, atunci trebuia să fie 8 la 2K, ori 3 la 2. De unde merg mai departe, egal cu 8 la K, totul la a doua, ori 3 la 2. Așa scriu produs acolo, da? O placa, totul la a doua. Și de unde? Fiind la a doua și la a doua, fiind vorba de produs. Da.
Dacă ai fost sumat și ai avut șanse? Nu. Nu puteam face. 8 ca ori 3 totul la a doua. 8 ca ori 3 totul la a doua șanse, problema e rezolvată. Unde ca aparține mulțime numărul natural. Unde ca aparține mulțimea numărul natural. Ați înțeles copii? Da. Deci, asta am învățat o serie. Da? Deci am învățat o serie de lucruri. Eu v-am lăsat culoarea asta pentru că 8 la X, cum vă a spus 4 ori 2, a fost interesant. Și ne-am învățat cu 2 la X, trebuie să faci și bătă pătrat perfect. Și atunci aici am să fiu cu la 8. Dacă ar fi fost, să zicem... Le dau eu următorul, dar tot așa. Da? B mare, egal cu toți cei din ea. Și mi-a tot ori și ori. Cu proprietatea, 24 la X, cu 24 la X plus 1, este pătrat perfect. Să ai puțin. Egal. Pătrat perfect. Acum asta ai tu pe mine, voi să știi. Ia. Asta de relație și scriem 24x. La x. La x. Plus 24 la x. Plus 1. Plus 24. Plus 24. Ori 24, ori 24. Și m-a fost curios. Ce spui aia? Deci nu stau loc pe dintre. Deci ori 24. E ca meritat. Pe 24 pot scrie ca 3 la 3 ceva. Dar nu dăm un fac de comun? Ba da. Păi nu se vede pe asta. Deci e ca cu 24. Cu 24 pe lângă. La X. 24 la X pe lângă. 1 plus 24. Da. Egal cu 24 la X. Egal cu 24 la X plus ori 25. Ori 25. Și egal cu? Și egal cu... pe 25 cu... E 5 la a doua zi? 5 la a doua. Sigur, deci egal mai departe cu 24 la X, 5 la a doua. Și știm că X-ul poate fi un număr. Obligatoriu la fel. Deoarece... De ce? De ce neapărat pare? Așa. Este excelent. Hai să spunem tu prietenilor noștri că s-a aflat în situația asta. Și tu acasă, cum ai explicat? Cum ai explicat? Adinea ori ai explicat asta. Dar dacă este filmul, dai înapoi și vezi cum am explicat. Acum, cred că 5 minute am explicat chestia asta, dar iată că ai prins o frântură și n-a fost perfect prinsă. De aceea filmul făcut este superb. Cine știe și a descoperit treaba asta, chiar așa. Am fost sunat în nenumărate rânduri și mi-a spuneau așa. Domnul profesor, este extraordinar. Vedeți comentarii din ce în ce mai interesante. Oamenii care au spus, acum noi ne salvăm. Pentru că cei ce nu știm la clasă, cei ce ne-au zburat de la clasă, și iată că așa se întâmplă, cu un efort maxim. Dar dacă un pic n-am pipăit chestiunea, au șanse pentru că urmați explicația. Așadar, cum am explicat? Uite că-i scris pe tablă, David. Cum am explicat? Ai șansa asta. Hai zi! Așa, suntem pe 24. Puterea? Suntem ca 24 la 2K. La 2K, corect. Deci, pe 24, scrie. E ca un pătrat perfect. Dacă și nu mai e. Dacă 24 la X, 24 la X. 5 la 2 este deja. Da. 24 la X e capul pătrat. Și atunci o să fie acolo 24 la 2K. Dacă și mai dacă, dacă și mai dacă, X e cal cu 2K. Da, corect. Da, dacă și mai dacă, X e cal cu 2K. Apoi scriem. Și acum arătăm că numărul e ăsta. Adică 24, așa. 24 la 2K ori 5 la 2. Nu vorbea ca cu 24 la 2K. Ori 5 la 2. Rezultă 24 la K. Egal. Da. Egal cu 24 la K ori 5. La 2. Totul la 2. 24 la K, totul la 2. Totul la 2. Ori 5 la 2.
Și egal. Și atunci o să fie egal cu 24k la k. 24 la k. Ori 5 sau la 2. Ia să cât de clar am făcut treaba asta. Ce fericit sunt că vrea și te ieșiți. Vezi? Asta este aspectul cel mai tare. Când constatăm că am făcut treaba deșteaptă. Ia să mai vedem dacă v-aș fi dat așa. Numărul am mai cu un altul sau... Da, 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 tot din ăsta vreți? Tot așa. Da, bine, facem de la da. Deci am mulțimea C. Deci am putut să fie și natura. Pentru care, să spunem, 36 la puterea K plus, la puterea K, la puterea X, plus ceva de care. Ce bine! Ce bine! Ce bine! La puterea K plus. K plus. 36 la puterea, să zicem, X plus 1. Așa, X plus 1. E egal cu. Fără de pe? Nu. E A. Or, A. Da. A ori 36 la X plus 1. Egal pătrat perfect? Egal pătrat perfect. Adică acolo e o produsă, aur 36. Dar să știți că nu este bine. Hai să vedem. Cât să fie aur încât să fie număr pătrat perfect? Cât să fie aur încât numărul care rezultă să fie pătrat perfect? Bun. Hai să vedem. Luăm mie expresia care s-o prelucrăm să vedem cine este. Zic. 36K 36 la X 36 la X plus plus 30 aur. Dar n-am spus când pune pe aur. L-am pus pe aur ăsta, deși mulțesc un număr, nu știu ce. Aur. Vrei tu să spui că e 1, o vom vedea dacă e 1. Nu. A la X ori 36 la aur 36 plus la X 36 la X ori 36 la X ori 36. Dar că e de posibil să nu plăbim. 36 la X plus 1. Am zis că deja vor să... Nu, 36 la X plus 1. Și deja, mergem. Și cam mai departe cu felul. 36 la X da. Plus A ori 36 la X ori 36. Corect. Îl vom da pe 36 la X în factor comun. Corect. 36 la X pe lângă 1 plus A ori 1 ori 36. A ori 1 ori 36. A ori 1 face 1. A ori 36, da. Da. Deci 1 ori 36. 36 la X ori 3. 1 plus A ori 36. Deci vine 36 la X pe lângă. Pe lângă. A la 36 plus 1. A ori 36 plus 1. Plus 1. Dar profesor, așa putem să spunem că 36 la 6 la tot. Da, deci cam mai departe, iată, 6 la a doua. 6 la a doua totul la X. N-ați vorbit, nu vreți liber deodată? 6 la X totul la a doua? Ba da. 6 la X totul la a doua, ca să fie momentul exact. Fericit, da? 6 la X totul la a doua. 6 la X totul la a doua. Plus A ori 36 plus 1. Aori, poți spune așa, nu? 6 la... Uite, David, ai zis A1. 36 plus 1, 37. Nu mai ceva la acolo, paranteza. Nu mă mulțumește, e 36 ori 1 plus 1. Eu trebuie să fac asta să fie pătrat perfect aici. Dacă n-ar fi fost un număr, ați fericit. Nu, hai să vedem. Da. Dacă este... El este acolo. Deci să fie un număr care este într-o cifră pară. Ca să fie pătrat perfect, trebuie să fie pară. Pară, ia să avem o obligație, sigur, să fie pară. Poate să fie și nouă. Poate să se termine cu unul. Poate să se termine cu unul, sigur că da. Poate să termine cu unul. Poate să fie pătrat perfect sau să nu fie. Când se termine cu unul, unul 11. Nu-i pătrat perfect. Da. Da? Deci, în final, aici... Ce a credeți voi că a trebuit să iau ca să fie pătrat perfect? Da.
Andrea a fatto un professore. Iar după cine? A? Și X-ul care e? X-ul nu văd că n-am nicio treabă. Eu sunt fericit. Bine, dacă aș pune A egal cu 0? Ia să vedem, A egal cu 0. Că 0 ce mai face 0 și-o pune bun. Sigur că da. A egal cu 0. Pentru că restul împărțirii la 3 și 6 este 1, aici pătrat. 1 poți să fii ca 1 la 1? Și ai făcut pătrat. Și ai făcut pătratul perfect. Deci, în final, ai rezolvat treaba. Și o fi numai 0, domnul asta, profesor? Asta, asta e întrebarea. O fi numai 0? Da, poate fi și 10? Na. Nu? 360. Ar merge, că un pătrat perfect poate este menul. Da. Dar ce 11? Nu e pătrat perfect, chiar dacă... Dar 361 ani este pătrat perfect. Nu e. Nu este. Păi 14 la 2. 14 la 2. 306. 14 la 2. Nu, 15 pe 15, 25. 14 pe 15, 361, 19. Da, 19. Deci, 14 și 10. Am găsit că A egal odată cu 0. 0. A egal cu 10. Aole. Care mă duce, nu spre... Da? Păi, 100. Dacă ai 100, 3601. O fi pătrat pe 3, nu știu. Nu știu dintre astea. Da, încercăm să vedem dacă 3601. Deci în data ce ați văzut 0, 10, credeți voi că multipli de 10 ar face serviciul. Da, păi și 20 multipli de 10. 3601. 3601. 45 ori 45 debea face 2000. Da. 60 ori 60. Ce da. Fac cu 9 maștere să fie? 3601 nu e. Nu e pătrat. Nu e 3600. Da? 3600. Deci aici a rămas în urmă. Restul acesta 1. Dar asta nu înseamnă că nu mai fi și alte? Facem în felul următor ca ei. Și ce să aibă finalitate, câte cât să putem controla. Începe să fie făcut un studiu interesant pe modelul ăsta. Pentru că am găsit cel puțin două. Două am găsit. Care este forma numelor de tipul acestora care să se întâmple să facă chestia asta? Deci rămâne o problemă pe care o cercetăm. Dar noi zicem așa cu A mai mic decât... Zicem A mai mic decât... mai mic egal decât 10, ca să finalizăm. Sau scrieți cel puțin... A mai mic egal decât 10 și atunci iată că am găsit cel puțin două valori și eu n-aș mai fi cerut mulțimea celor X pentru care se întâmplă chestia asta și mulțimea celor A. Că aici era problema. Da? Dar nu contează, tot aici. Nu, nu contează, e vorba că e tratat o relație și spune acolo. Păi X nu prea. Că X nu are... Dar nu am dus la doua. X pentru orice X se întâmplă să fie. Foarte interesant, domnul profesor, am învățat clar și șef. Am învățat unul foarte interesant, îi mai facem. Prezina următor. Ia să vedem. Îmi place. Și lor îi place. Da, începem să înțelegem ce înseamnă fenomenul de pătrat perfect. Asta. Da? Ce înseamnă pătrat perfect. Deci trebuie să-l aducem ceva la a doua. Când cere să nu fie pătrat perfect, atunci avem chestia aceea. Înseamnă, nu-l aducem la a doua. 2, 3, 7 și 8. Sau să termină ultima cifră 2, 3 și 7 și 8. Deci avem această tehnică a noastră. Puneți 2, 3, 7, 6, 8, 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 mai mic să egal cu x, mai mic să egal ca 11, atât. Deci, vrem să găsim toți x și natura care au proprietatea asta. Ia și Ștefan, că... Ștefan, te rog, da?
Quindi ci si coprisse între 7 și 11. Și poate fi 7, 8, 9, 10, 11. Sigur, Giovanna. Da, da. 7, 8, 9, 10, 11. Da? Da, acum îi dau eu domnul. Da. Determinați mulțimile. A mare egal cu 2 și din N. Toți și din N. Proprietatea X egal cu 2 ori A ori B, barat. 2. X egal cu 2 ori A ori X B. X egal cu 2 ori A ori B, barat. Așa, am vorbit. Și X este pătrat perfect. Virgulă? X pătrat perfect. Egal? Perfect. Perfect. Eu mă vă spun că se înțelege și eu un pic, lasă-mi un pic. Și eu vreau să înțeleg. N-am înțeles de ochi greșiți. Da. Deci X e de forma 2AB, nu mulțire, da? Da. 2AB, un număr format din... Nu, băi, am vrut să spun 2AB, da. Era mai greu atunci. Da, 2AB, ok. Din două, din trei cifre, ce să pune în loc de A și B, că să fie internat, să fie pătrat perfect? Ștefane, tu ai încerc ceva? Adică, ce aș și vrei să pun acolo, încât după locuire să fie pătratul cu Ivan. Asta înseamnă. Da, poate să înlocuiesc cu 0, 4, 6, 9. 0, 4, 6. Pe ce nu se poate să înlocuiesc cu 0, 4? Poate să fie și 225, 25 la doua. Ia te rog, găsește o primă pereche. 225. Ai găsit o pereche? Da, dar mai să scriu că poate să fie B. Că B poate să fie un număr. Deci, A, B, da, A și B sunt cifre. Păi da, și B trebuie să fie 2, 3, 7 și 8. Deci B poate să fie 0, 1, 4, 5, 6 și 9. Deci, tu, Daria, propui să mergem după controlul lui B. B neavând posibilitatea să fie 2, 3, 7 și 8. Atunci poate să fie, merg exact de ce spuneți voi. Deci, X egal de tipul 2AB cu virgulă egal mai departe pătrat perfect. Dacă și mai dacă sau nu neapărat dacă se termină aici. Dacă, da. Nu se termină neapărat așa. Dacă se termină în 2 pătrat perfect. Sunt situații. Dar 226 nu poate fi pătrat perfect. 226 nu. Dar cine a spus să fie 2A? Păi, poate să fie 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dacă este 0, 2, 4, 6, 0, ai zis 1, 0, 1. Nu, eu vorbeam de A, nu de B. Acum de A, da. Acum era mai B. Și cu B să epizăm treaba asta. Hai cu B, să epizăm. Da, B poate să fie... Deci B poate fi. B poate să fie 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Am să dau un exemplu, că dacă e 0 la sfârșit, nu e pătrat perfect. 20. Vezi? Deci are șanse, dar nu neapărat este pătrat perfect. Da. Ce nu zice de studiu. Cercetăm data asta. Însă dacă s-a terminat în 2, 3, 7 și 8, n-a nicio șansă. Nu-i pătrat perfect. Deci dacă, dacă chiar așa scris, dacă... Sau B nu poate fi, sau cum să scrie domnule? Dacă B aparține mulțimii 0, 2, 4, 0, pardon, 0, 4, 0, 1, 0, 1, 4, 5, 5, 6, 9, atunci X are șanse să fie pătrat perfect. Dar nu obligatoriu pătrat. Da, are șanse. Dar cercetăm să vedem ce se întâmplă. Așa încât în momentul de față, în momentul acesta, punem cazul 1 și cazul 1. X egal, B egal cu 0. Atunci numărul X devine 2 A 0. 2 la 0. Ce A să pun încât să fie pătrat perfect? Deci, 0 nu poate fi, asta e clar. 200 noi. 210. 210 noi. 220, nu 230, nu 250, de exemplu. Ar fi?
20 poate să fie. Este cineva care a bătras cam 20. Nu este. Nu. Dacă mă gândesc, nu. Sigur, nu există nicio. Nu există nicio. Nu există nicio. B egal cu 0 eliminăm. Deci cu B egal cu 0, nu. Cadmus. Cadmus. B egal cu 2. B egal cu 2. O să fie B egal cu 1. B egal cu 1. 2A1. 2A1. Ia să vedem. 281? Este 281. 221, 200, greșit. Hai să vedem. Drumul ăsta mi se pare destul de greu. Domnul profesor, eu mă gândesc, am 225. Realizate toate. Deci, de la 225 încolo, nu puteți să mai găsim niciun număr. Până unde s-ar putea să oprească? S-a întâmplat un lucru. Ștefan a avut o idee. Voi n-ați vrut să ascultați deloc și v-ați dus repede, de alt cunoare. Ai venit, Daria, și asta este un moment pe care vreau să-l puntez. Și așa se întâmplă și la clasă. Când unul dintre voi vine cu o idee, nu așteptați să vedeți ce se întâmplă cu ideea lui. Că dacă vă repeziți și ați, nu, ideea ta trebuie să o impui, nu te-a vrut totdeauna profesorul te ascultă. Și se poate întâmpla ca tu cu ideea ta, eu le accept, vedeți, dar de păcate am vrut să vă arăt că trebuia urmărit Ștefan. Chiar s-a dus așa, cu 200 să încep, ce pătrat e perfect, încep cu 200. Și el îmi spune așa, 14 ori, 14 face 196, dacă știi pătrate perfecte. Deci, dincolo de 14, 15. 15 la a doua, egal cu 225, da? 225. Și cum mai x-ul este din forma 2AB, iată, 2AB, deodată văd perecheate. Deci de aici rezultă că A egal cu 2 și B egal cu 5. Da? Da. O perechea și B. Apoi. 16 la 6. 16 la pătrat. 16 la pătrat egal cu 256. Care e din forma asta? 2AB. 289. Deci A egal cu cât cu 5. Și B egal cu 6. B egal cu 6. Și 17. La pătrat. La pătrat. 289. 289. Și atunci e vorba de numărul. A egal cu 8. A egal cu 8. Și B egal cu 9. Și gata. Și gata. Și îți dai seama că analiza asta mâncea din eliminare. Extraordinar! Exact. Deci ne-am dus într-o furdătură unde am numai și am. Trebuie să analizăm fiecare caz. Fără, în final, dacă după o oră din muncă, exact. Găseam cu asta. Exact. Și ce selecție, și ce treabă, exact. Și ce. Așadar, X de forma asta, răspuns corect, egal cu mulțimea formată din numerele 225, așa am fost vorbat, toți ieșim de forma asta. 225, 256 și respectiv 289. Dacă m-ați înțeles, 289, da? Mi-a dat să nu? Da, 289, da. Am rețetă. 289, nu o pică. Da. Vreau mulțimea tuturor acelor X, X naturale, de forma x egal cu 3 ale. A, păi... Și așa, x pătrat perfect. Da, x pătrat perfect, poate. 3... x egal cu 324 care e 18 la a doua. Da. Și... Ia să legăm 11. 361. 361. Atât. Deci egal cu mulțimea. Deci nu mulțimea tuturor acelora. Acelora e formată din 300, cât am zis. 324. 364. 361. 361. Deci sunt două numere. Atât. Și ce repede am făcut. Da, domnul profesor, că vă dat eu. Da. Și egal cu toți X și din ea se la vreau. Da.
tot zi și din dimineața la ale. Deci, cu proprietatea. Deci mulțimea mare ca cu tot zi și dimineața la dimineața la cu proprietatea. 1 plus 2 ori 2 la a doua ori 2 la 49 1 plus 2 la a doua plus 2 plus 2 ori 2 la a doua 1 plus 2 ori 2 la a doua ori 2 la 49 2 la 49 puncte, puncte, puncte. Nu, închideți, o paranteză. Totul împărțit la 1 plus 2 la 52 într-o altă paranteză. Să fie mai mare egal decât x. Mai mare egal decât x. Și am un pic zădarile. Și acolo e împărțit. Așa, aici e împărțit. Acolo, da. Și era estelat. Estelat. Asta e. Deci toți zicșii, cu proprietatea că după ce facem campul ăsta, asta să fie mai mare pe aici. Da. Face și paranteză. Cum lucrăm? 1 plus. Păi să vină iarăși 1 plus 2 la 52 plus 1 la 2 la 52 și pentru că sunt la fel, vă dea 1. La împărțire face 1. Da. Atunci e vorba de X mai mic general decât 1. Da. Deci echivalent. Cu mulțimea tuturor acelor mici. Vine în stea. Cu proprietatea că am să scriu invers. X mai mic egal decât 1. Da? X mai mic egal decât 1. Și care e mulțimea pentru care se întâmplă nenorocerea asta? Din el stă la până. Atât. Deci egal cu mulțimea frumoasă de pentru 1. Pur și simplu. Pum. Și nimic în plus. Nu-i nimic, domnule. Așa. Se dă mulțimea A mare formată din numere naturale. Mulțimea formate din numere naturale cu proprietățile. Uitați. Așa. 9 aparține lui amare. 9. Aparține lui amare. Deci, uitați cum sună. Se dă mulțimea A formată din numere naturale cu proprietățile. Două puncte. A mic. 9 aparține lui amare. B mic. Dacă X aparține lui amare, atunci 5X plus 1 aparține lui amare. Deci, A mic. Mulțimea A mare, ca pe toți aici, în toate naturale. Cu proprietăți, amic, mai mult proprietăți. Da. 9 aparține la mare. B. Așa. B. Dacă X aparține la mare, atunci 5X plus 1 aparține la mare. C. Dacă 7X plus 4 aparține la mare, 7x plus 4 aparține lui amare, atunci x aparține lui amare. Și să arătăm că 6 aparține lui amare. Așa. Deci se rezultă că 6 aparține lui amare.